Bine v-am găsit, bună seara tuturor! Suntem la cel de-al patrulea live, ecologic economic, organizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și astăzi Lilia Curc, eu, adică colega mea Cătălina Molodoi, vom discuta cu o expertă foarte dragă nouă. Este vorba de Irina Plis, care a acceptat invitația să vină cu noi în acest live. Irina este expertă națională la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă, o convenție europeană. De asemenea, este directoare executivă la Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile. Irina, bine ai venit la noi. Să știi că acest live este al patrulea, așa cum am menționat, dintr-o serie pe care noi am organizat-o cu sprijinul și implicarea mai multor experți în cadrul campaniei pe care am pornit-o inclusiv împreună cu AER în toamna anului trecut, cu sprijinul Suediei, iar aceste live-uri sunt de asemenea cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer. Bine ai venit la noi! Și bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru invitația și sunt mândru și este o mare plăcere și onoare să fiu parte a campaniei voastre. Mulțumim foarte mult! Cătălina, noi o cunoaștem pe Irina, cum am spus, de ceva timp și admirăm entuziasmul cu care promovează elementele de energie, climă durabilă în rândul primăriilor din Republica Moldova, acolo unde sunt semnatarii acestei convenții, Convenția Primarilor. Irina, până pe parcursul emisiunii noi vom lua și întrebări, deci vom urmări întrebările live ale dumneavoastră, deci puteți veni cu întrebări, dar aș vrea să ne spui pentru început Convenția Primarilor, cum s-a implicat în răspunsul la această criză energetică. Da, cum au venit localitățile? Ce este Convenția Primarilor? Oh, super, chiar. Mai întâi, ce este Convenția Primarilor? Da. Pentru cei care ne ascultă. Absolut corect, da, trebuie să spun câteva cuvinte despre Convenția Primarilor. Este cea mai mare inițiativă care a fost lansată de Comisia Europeană în anul 2008, dar acum este cea mai mare inițiativă la nivel global în domeniul energiei și climei. Această inițiativă reunește mii de autorități publice locale care și-au asumat angajamentul de a reduce consumul de energie și emisiile cu efect de zero. Asta are și ținte, de exemplu, ținta pentru perioada dată este minus 35% de reducere CO2 până anul 2030 și respectiv autoritățile locale care aderă la această inițiativă, își asumă acest angajament de a reduce emisiile prin elaborarea planurilor de acțiuni pentru energie și climă, atât și implementarea acestor planuri. Și pentru ca să ajutăm autorităților publice locale să atingă aceste obiective, a fost lansat un proiect care se numește Convenția Primarilor Est, în care noi ajutăm autoritățile face față cu aceste provocările, pentru că elaborarea unui plan de acțiuni și implementare, desigur, are nevoie de expertiză și asistența pentru implementarea acțiunilor. Și câte primării din Republica Moldova și-au asumat acest angajament? Și la moment dat avem peste 60 de semnatari activi a Convenției Primarilor, care sunt în proces de elaborare a planurilor de acțiuni sare sau care sunt deja la nivel mai avansat cu implementarea acestor măsuri care fac parte a planurilor de acțiuni. Este un număr destul de mare, eu cred, cel puțin atunci când spui peste 60 și ai menționat activ. Ce înseamnă activ? Ce înseamnă acest statut de primărie active sau de semnatari activi? Deci asta înseamnă că când autoritățile publice locale aderă la convenție, ei își asumă un angajament, în primul rând, de a elabora un plan de acțiuni în termen de 2 ani, luni de zile. Da?
Asta este perioada pentru implementare. Dacă primărie, autoritatea publică locală încadrează în acest termen și face acest plan de acțiuni, asta înseamnă că ea păstrează acest statut de semnătar activ, după care ea începe de implementa acest plan. Aceea autoritate publică locală care nu au reușit să facă acest lucru în termen de 2 ani, înseamnă că ea intră în categoria de semnatari suspendați. Și, definitiv. Definitiv, da. Asta este o regulă, pentru că Comisia Europeană vine cu asistența tehnică foarte amplă pentru cei activi și este interesată în promovarea semnatarilor activi. Și desigur, dacă cineva nu a făcut o temă de casă, atunci rămâne restanțiat. Da. Dar ce are primărie de la asta? Deci, iată, convenția primarilor, da, ai obligație, aderi, ai o obligație de a face un plan de acțiuni, îți asumi voluntar, pentru că asta e un angajament voluntar, să reduci nivelul de CO2 la nivel local, dar de ce? De ce sunt 60 de primării interesate să facă lucrul ăsta? Ce beneficii are autoritatea la nivel local? Lilia, tu ai spus corect și ai accentuat anume specificul a convenției că autoritățile își asumat angajament în mod voluntar. Asta înseamnă că ei sunt într-adevăr interesați în promovarea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie, de adaptarea la schimbările climatice și convenția le dă această oportunitate să facă un șir de activități care vor aduce la rezultate anume, da? Anumite rezultate. De ce? Ca să facă față de aceste provocări, primul pas este elaborarea planului de acțiuni. Și convenția primarilor vine cu asistența. Cum să facem acest plan de acțiuni? Pentru că un plan de acțiuni asta nu numai o listă de măsurilor, da, care noi dorim, dar noi vrem și să vedem care va fi beneficiul în urma implementarea. Deci, ca să facem acest plan, noi trebuie mai întâi să facem o inventariere a situației cu CO2 în fiecare clădire sau în obiecte de infrastructură din cadrul primăriei, să vedem care este situația existentă, să vedem care consumă fiecare clădire aparte, consumă energie, eu vorbesc despre energie, da? Și să facem calcule ca să vedem ce o să se întâmplă după realizarea anumitor acțiuni. Și ei vor beneficia de fonduri sau beneficiază de anumite fonduri? Deci asta este primul pas. Noi facem inventarierea, le ajutăm ca să facem inventarierea a consumurilor de energie pe teritoriul lor, apoi facem o listă de măsuri, recomandări pentru implementarea și apoi le ajutăm în primul rând cu cunoștințe sau consolidăm capacitățile, cum să atragem investițiile pentru implementarea anumitor proiecte sau măsuri de eficiență energetică, inclusiv și metodologii, cum implementează un proiect în domeniul anumit. De exemplu, dacă vorbim despre termoizolarea clădirilor, ce trebuie să știm, cu ce trebuie să pornim? Și noi venim cu o serie de instruiri și povestim despre pas cu pas cum se face un proiect cu termoizolarea clădirilor. Sau, de exemplu, acum este un mare interes din partea primăriilor cum utilizăm surse de energie regenerabile. Tot venim cu informații, cu cunoștințe, cu practici, metodologii moderne, cum se face acest lucru. Deci, misiunea noastră este în ghidarea
primăriilor în ceea ce privește realizarea proiectelor de eficiență energetică, de utilizare surselor de energie regenerabile și, desigur, adaptarea la schimbările climatice, care este partea planului de acțiuni. Deci să înțeleg că dacă este vreo primărie care ar intenționa să adere, ar trebui să facă mai întâi un plan, după care va fi ghidat, monitorizat, susținut și după asta el poate să acceseze anumite proiecte, fonduri și atunci el poate să facă, să eficientizeze energetic clădirea primăriei, a școlii, a grădiniței, poate să facă diverse activități ecologice, din câte înțeleg, da? De exemplu, desigur, ceva legat de lacul secat din localitate sau legat de apeduct, da? Deci de asta cumva ar putea avea vreo legătură. Da, desigur. Eu vreau să spun că Convenția primarilor se bazează pe trei piloni. Uh-huh. Este vorba despre măsuri de mitigare. Asta se referă mai mult la măsuri de eficiență energetică, de utilizare surselor de energie regenerabile. Un alt pilon este adaptarea la schimbările climatice. Uh-huh. Și asta se referă la evaluarea riscurilor vulnerabilității, uh-huh, da, a fiecarei primării raionului, uh-huh, și elaborarea măsurilor pentru adaptarea la schimbările climatice, și aici sunt măsuri, cum tu ai menționat, uh-huh, cu plantarea pădurilor, la pădurirea, cu managementul deșeurilor, uh-huh, solide și mai departe. Este acum nou pilon care a fost introdus recent despre sărăcia energetică, uh-huh, cum abordăm această problemă în primăriile noastre, și tot asta este acoperit cu sensibilizarea publicului, pentru că noi nu putem să facem aceste măsuri fără implicarea cetățenilor și părților interesate în acest proces. Pentru că noi toți, și cetățeni, și business, și industrie, și diferite categorii de populație, ei sunt partea a acestui proces. Da, sunt foarte multe istorie extraordinare despre cum se implică cetățenii noștri în aceste proiecte. Cred că o să discutăm despre ele, da, acum. De exemplu, ne salută Cristina Smolenski de la Călăraș, o localitate care este în șirul celor care, știm, a semnat această convenție, Convenția Primarilor. Și aș vrea, că de la început ziceam să punem accentul pe cum au făcut față crizei energetice sau cum fac față crizei energetice autoritățile publice locale, semnatarea ale acestei convenții, dar cred că răspunsul o să vină și din exemplele practice pe care o să ne le povestești. Iată, să luăm Călărașul, da? Pentru că Cristina se uită la noi și ne salută. De exemplu, este Călăraș un oraș care a implementat acțiuni din planul său, cum a fost parcursul lor, de exemplu, cu ce ar putea ei să ne inspire sau să inspire pe cei care sunt noi, poate, și ar dori să adere la această convenție. Sau poate nu și-au făcut tema pentru acasă. Sau, da, exact. Sau poate ei încă n-au făcut planul sau, din contra, au uitat că au plan, că poate și din aceștia să fie. Da, într-adevăr, experiența Călărașului este foarte interesant și eu vă spun din ce puncte de vedere. Orașul Călăraș a fost între primele orașe care au aderat la Convenția Primarilor în anii 2013 și a fost primul oraș care a elaborat planul de acțiuni cu forțele proprii. Deci super. Ei au fost norocoși, au un specialist în cadrul primăriei care a făcut planul de acțiuni după metodologia și după ghidul nostru de la A până Z. Da, și asta se salută, deci noi suntem foarte mândri că avem atât de capabil primărie atât de capabilă. Asta a fost primul pas. Apoi noi avem Consiliul Raional Călăraș, care a preluat această experiență și tot a aderat la Convenția Primarilor
și acum este în proces de elaborare a planului de acțiuni, acum pentru întregul raion. Și încă ceva, recent, acțiunea grupurilor locale din raionul Călăraș a aderat ca un coordonator teritorial în cadrul Convenției Primarilor, ca să ajute și alte primării cu aderarea, elaborarea planurilor și implementarea acțiunilor ce ține de eficiență energetică și adaptarea la schimbările climatice. Un exemplu foarte bun, iată, foarte de implicarea tuturor actorilor. Sunt curioasă ce infrastructură au. Ce asta înseamnă că ei, capacitățile sunt consolidate din punct de vedere de la nivel de oraș, la nivel de raion, și asta înseamnă că acest efort va fi încă mai amplu. Adică mă refeream la altceva, că din 2013 au aplicat aceste succese, bănuiesc că au și eficientizat cumva ceva între timp. Au și niște rezultate, ceva au creat. Desigur, deci vorbim despre orașul Călăraș, care a fost un prim lăstărel. Da, un prim lăstărel, putem zice așa. Putem să spunem, da, și care a avut noroc să aplice la program de finanțare în cadrul Convenției Primarilor, care se numește Convenția Primarilor Proiecte Demonstrative, și a câștigat un proiect pentru modernizarea iluminatului stradal. Super. S-a observat, apropo, când mergi pe traseu, se observă, da. Da, este un proiect cu utilizarea sistemului inteligent de management, sistemului de iluminat. Da, de iluminat, ceea ce este foarte important, și prin această metodă ei pot economisi energie. Și respectiv sursele economisite pot fi redirecționate la alte necesități a primăriei. Deci a fost eficientizat aproape 80% de teritoriul orașului. Da. De exemplu, pentru locuitori acest lucru înseamnă siguranță, da? Dar în condițiile crizei înseamnă și economii pentru primărie, pentru că ei au și iluminat inteligent. Asta înseamnă că ei pot să controleze fiecare sursă sau cum s-ar explica, da, fiecare bec? Înseamnă că sistemul de iluminat pot fi dirijat, gestionat la distanță, fără ca operator de sistemului o să fie prezent, da, da, o să iasă la fața locului și fiecare zi se verifică care este starea fiecărui pilon în oraș. Deci, și ia telefonul mobil și se uită că pe stradă cu tare ars un bec. Absolut corect, acest sistem pot fi monitorizat prin rețele mobile. Da. Da, unde prin telefonul, unde toată informația este reflectată și în caz de defectare, da, operator poate interveni. Dar deja cu soluții. Nu numai pentru defectare, de exemplu acum în criză, pentru a diminua, da, așa am înțeles, poți să dai intensitatea conform orei. Sau se poate de programat orele de lucru, de stâns lumina la anumită oră, de pornit lumina de anumită oră, ceea ce e foarte convenabil și foarte valoros, anume în condiții de criză energetică. Da. Da, pentru că, în orice caz, dacă noi vorbim despre eficiență energetică, noi vorbim nu despre micșorarea, da, consumului de energie, deci noi vorbim, da, despre micșorarea consumului de energie, dar în mod inteligent. Deci calitatea serviciului nu trebuie să fie suferit din cauza că noi reducem consumul de energie, pentru că altfel asta nu este eficiența energetică.
Eficiența energetică presupune utilizarea tehnologiilor moderne și Eficiente, mai eficiente. Ultimele tehnologii. Dacă economia presupune să reduci din mâncare, să reduci din anumite cheltuieli și să ai de suferit, da, anumit disconfort, atunci eficiența înseamnă să reduci, dar confortul să rămână același. Absolut sau poate corect, chiar și mai mare. Da. Și în general, când noi vorbim despre strategiile, da, orice strategie în domeniul eficienței energetice sau adaptarea la schimbările climatice, noi trebuie să punem în primul rând accent pe siguranța, sănătatea umană, păstrarea naturii, biodiversitatea. Nu să uităm despre aceste lucruri, dar desigur nu să micșurăm nivelul de confort, pentru că noi trăim în lume civilizată și trebuie să facem tot posibil ca noi să ne, să ne dezvoltăm, dar nu să regresăm. Da, și acum eu vreau să spun că această criză energetică ne dă oportunități ca să transformăm provocările noastre într-o oportunități. Și trebuie să folosim această oportunitate, să folosim mai multe tehnologii, mai multe surse de energie regenerabile. Deci este o cale spre dezvoltare. Spre dezvoltare. Să luăm provocarea. Am devenit mai flexibil. Așa. Da. Eu știu că nu doar călărașul are această experiență de iluminat inteligent, dar că, de fapt, alții au fost înaintea orașului Călăraș cu iluminare inteligentă și AER a contribuit la acest proces. Poți să ne spui despre sudul Republicii Moldova și nordul Republicii Moldova, pentru că știu că ați lucrat cu două orașe de la poli, da, putem zice așa, și de la sud și de la nord. Da, primul proiect pilot a fost realizat în orașele Cantimir și Ocnița cu utilizarea sistemului inteligent stradal pentru iluminatul public stradal. Noi am testat aceste noi tehnologii. Într-adevăr, asta a fost prima ediție, așa să spunem, în Republica Moldova și am făcut acest proiect în colaborarea cu partenerii noștri din Europa, pentru că ei sunt mai dezvoltați la acest capitol și noi am testat, am avut lecții învățate cu care noi am putut să ajutăm și alte orașe. Dar acum noi putem să vedem cum aceste orașe beneficiază de economisiri de energie care ei pot acum folosi în alte domenii, de exemplu. Da. Care ar mai fi măsurile pe care le fac primăriile care, iată, devin semnatare ale Convenției Primarilor? În afară de iluminatul stradal inteligent despre care am vorbit, ce își mai doresc ei și ce reușesc să facă la nivel local? Tot e bună întrebare și vreau să spun că prin plan noi vedem că termoizolarea clădirilor publice este o prioritate pentru toate orașele, pentru că noi știm că sectorul clădirilor publice emite cel mai mult de emisii de CO2. Deci prima măsură care ajută în mare parte să reducă emisiile de CO2 sunt clădirile publice. Și aici este un șir de măsuri foarte amplu care puteți să faceți, începând cu izolarea envelopei clădirii, utilizarea echipamentelor moderne care fac optimizarea sistemului de încălzire, de exemplu, instalarea punctului termic individual este o măsură foarte reprezentativă care ajută la economisirea energiei
tot prin în mod inteligent. Da, noi putem programa acest sistem așa că în mod automat temperatura va fi reglată în dependență de ce este temperatura afară. Deci nu trebuie să avem un specialist fiecare zi la de exemplu la clădirea școlii, da, se verifică când este un sistem inteligent care face acest lucru. Și ce orașe, ce instituții au deja asta? Orașul Cantimir a fost, să spunem, unii din primii care folosește așa puncte termice individuale. Pentru că tot în cadrul Convenției Primarilor ei au primit o finanțare pentru reabilitarea clădirilor publice și ei au avut posibilitatea să instalează aceste echipamente în toate patru clădiri care au făcut parte a acestui proiect. În afară de puncte termice individuale, ei au folosit și diferite surse de energie regenerabile prin instalarea echipamentelor, așa cum panourile fotovoltaice, colectoare solare. A fost construit o prima centrală termică pe biomasă, dar nu pe folosirea peletelor, cum se face în toată țara, da, dar asta a fost un proiect pilot cu folosirea rumigușului. Da, de unde rumiguș? Rumiguș din resturi vegetale. Resturi vegetale din spații verzi care ei au în urma de curățirea parcurilor sau grădinilor. De la livezile din apropiere, da? De apropiere, care au foarte mult. Și a fost construită o întreagă infrastructură pentru procesarea acestei biomase pentru necesitățile orașului. Deci, în acest caz, asta a fost o măsură foarte sustenabilă, prin care noi și curățim orașul, dar și nu aruncăm resturile vegetale, resturi vegetale, da. Și nu facem incendii, da? Da, 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 nu ardem aceste, nu poluăm aerul, da, resturi, da, în grădinile sau în livezele, dar folosim pentru generarea energiei termice. Noi pe Ecopresa avem un articol amplu despre aceste rezultate de la Călăraș și de la Cantemir și altele. Și mi-amintesc foarte bine doamna directoare, spune că ei acum au la doamna directoare de la gimnaziul Mihai Eminescu, cei care folosesc, se bucură de această centrală de tip nou, da, care utilizează biomasă din resturi vegetale, și spunea că factura lor este pe zero. Deci, în timp ce știm că la alte instituții ajunge la sute de mii de lei sau până aproape de 100 de mii de lei la alte instituții. Și iată un exemplu. Cred că factura la zero din considerentul. Din cauza că ei folosesc și panouri fotovoltaice. Aici vreau să ajung, pentru că ei au făcut un complex de măsuri. Da, pentru că totuși pentru utilizarea energiei termice ei au cheltuieli. Pentru că sistemul lucrează în paralel cu sistemul de gaz. Și când ei au nevoie de capacitate de mai mare, ei pornesc gazul și instalația pe gaz. Și atunci, desigur. Dar dacă vorbim de exemplu despre grădinița de copii numărul 1, unde a fost instalate panourile fotovoltaice, mai ales în timpul verii, într-adevăr, factura aduce la venituri, mai degrabă la venituri ulterior, da? Da, la factura zero, la factura, da, zero. Pentru că ei folosesc energie solară. Primăvara
Vara și toamna. Primăvara, cel mai eficient. Și toamna. Deci noi pornisem să enumerăm din aceste doleanțe, da, sau priorități la nivel local. Deci ai vorbit de termoizolarea clădirilor. Și acest lucru este și recomandat de toți specialiștii, cei care și noi aici am discutat și anterior, deci asta ar fi primul pas în care am putea să-l facem după ce, de fapt, facem o evaluare, da, a necesităților, da, așa și cum ai menționat, curent, da. O evaluare a necesităților, a situației curente. Ce altceva, iată, își mai doresc, deci dincolo de termoizolarea clădirilor publice? Dacă vorbim despre termoizolarea clădirilor, cum am spus, asta presupune termoizolarea amplă. Nu numai vorbim despre fasadele, dar și pardeseala și podul și acoperișul și toate elemente construcției clădirilor. Utilizarea surselor energiei regenerabile. Dar vorbim despre utilizarea surselor de energie regenerabile, vreau să menționez o altă localitate care reprezintă un exemplu remarcabil, care este un sat Feșteliță din raionul Ștefan Vodă. Noi am fost acolo. Da, care se poziționează ca un sat inteligent energetic. Acest sat a devenit chiar o vedetă în Republica Moldova. Într-adevăr, este o vedetă și noi suntem foarte mândri că noi am putut să contribuim la acest fenomen. Ați creat vedeta. Pentru că noi vorbim despre un sat cu populația de 2000 de locuitori, da, care a putut de a atrage investiții peste 1 milion de euro. Și aproape prin aplicarea la fondurile din partea Convenției Primarilor, atât și alte donatori, ei au putut să implementeze întregul plan de acțiuni care ei au avut până anul 2020. Deci putem să spunem că Feștelița a fost prima care a implementat plan tot de la până Z. Pentru cine nu știe, să ne grăbim să spunem de ce sunt vedete, da? Deci au cel mai mare parc fotovoltaic din Republica Moldova, creat de o primărie și este poziționat pe locul unei foste gunoiești, deci nu au ocupat un teren agricol și nu a avut nimeni de suferit, din contra, deci ei au fost gunoiești acolo și din câte știu au făcut mai multe lucruri în localitate, au și tot și iluminat stradal, dacă nu greșesc, și eficientizare termică, da, stradal și au izolat toate 4 clădiri publice care au un sat și construcția acestui parc fotovoltaic și au ateliere în cadrul instituției publice, gimnaziului, unde pentru cusutul torbițelor, da? Eco, tot este foarte... Un atelier și un centru de educație ecologică. Și centru de educație ecologică. Deci primărie Feștelița este într-adevăr un centru de excelență în domeniul eficienței energetice și noi putem să vedem cum primarii noștri merg la Feștelița pentru sfat, pentru schimb de experiență, pentru dobândirea acestor cunoștințe din partea primarilor. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, succesul localității este și în cooperarea cu diferite structuri. Fie asta instituții financiare, utilizarea mecanismelor, diferitor mecanisme de finanțare, nu numai vorbim despre granturi, da? Ei au primit un grant în valoare de peste 6, dacă nu sunt greșită, 600.000 de euro. Dar au fost atrase și fonduri alte fonduri, da, și au fost utilizate alte mecanisme financiare, da, au luat și credite și contribuția din partea altor proiecte. Deci
Aici, într-adevăr, asta este o abordare complexă. Da, asta datorită cooperării cu diferite organizații, organizații obștești, implicarea cetățenilor, structurii de suport și mai departe, care a dus la succesul în implementarea proiectelor în Chișteliță. Deci, din câte îmi dau seama, pe primul loc, da, este cumva izolarea clădirilor și energia regenerabilă. Da. Deci cam astea sunt topul necesităților. Și iluminatul, cred că, și da? Iluminatul. Dar da, au cumva parte de climă abordate în acest plan de acțiuni, pentru că această convenție despre care noi vorbim și care încurajează primăriile să fie parte la un proces european de reducere a nivelului de CO2, parte de climă cum este abordată? Ei își doresc parcuri, poate, să înființeze în localități sau să planteze terenuri noi. Cum acest lucru se manifestă? Absolut corect, dar până acum prioritatea primăriilor a fost mai mult cu eficientizarea, da, din punct de vedere energetic, a clădirilor și infrastructurii. De aceea, partea de adaptare încă nu a fost foarte mult dezvoltat, totuși acum este tot o necesitate, pentru că absolut vedem această criză climatică în care trăim și vedem temperaturi anomale, chiar în iarna, chiar iarna asta nu avut am avut zăpadă, zăpadă nici da? În stradă de zăpadă, ce ne îngrijorează, da, despre viitorul nostru, cum să trăim și numai decât trebuie să integrăm acest concept de adaptare la schimbările climatice în planurile noastre. Și cum corect tu ai menționat, este vorba despre împădurirea zonelor, despre facem zonele urbane sau localității mai verde. Trebuie să abordăm și partea transportului public, care tot aduce la emiterea excesivă a emisiilor de CO2. În acest context, eu vreau să menționez despre o experiență foarte interesantă din Europa. Am avut noroc să particip într-o vizită de studiu în Belgia, în orașul Leuven, care este la distanță de 20 de minute de la capitală, nu este departe, este un oraș mic, dar care este, cred că, cel mai avansat la nivel de adaptare la schimbările climatice. Este un laborator inovativ, unde ei aplică toate măsurile, metodologii noi cu adaptarea la schimbările climatice. Și noi am văzut cum ei abordează această problemă. Cum am spus, siguranța, sănătatea oamenilor, păstrarea naturii, biodiversitatea sunt în centrul oricărui plan. De exemplu, în oraș prioritatea se dă la bicicletele, utilizarea bicicletelor, apoi la transportul public și numai apoi la mașini. Foarte interesant. De exemplu, pietonii au prioritatea față de traficul general. Pentru acest lucru sunt foarte mulți străzi cu viteza redusă. Sau, și cred că multe străzi pietonale. Da, și foarte multe străzi pietonale. Sau sunt zonele rezidențiale unde camioanele, intrarea camioanelor este interzisă. Noi am văzut abordarea cu extinderea spațiilor verzi, da? Vedem cum orice zonă liberă sau zonă industrială se transformă într-o zonă mai prietenoasă, cu construirea parcurilor, scoarurilor, aleilor, mai mult pentru oameni, pentru că noi trebuie să gândim că în timpul verii, da, când o să fie foarte cald, oamenii au nevoie de loc, zonele
aceste verde. Deci asta foarte mult mi-a impresionat. Sau este o măsură interesantă ca eliminarea pavajului de asfalt în zonele de joacă de copii. Cei ce la noi se pune teracotă, da, peste tot, da, se betonează. Dar la noi, dar la dânsii se scoate. Se scoate, în mod contrar, se scoate. De exemplu, unde sunt, da, se plantează, unde sunt piețele mari, numai decât se eliminează pavajul și se pun copaci. Peste tot unde este posibilitatea să fie eliminat? Da. Am văzut o școală unde tot partea de pavajul a fost scos și a fost sădită iarbă și noi am văzut acolo foarte multe biciclete. Sau sunt zonele pentru odihnă, unde oameni pot veni și au un picnic, da, sau să facă un prânz pe parcursul zilei. Deci este foarte la iarbă. La iarbă verde în mijlocul orașului. Mă duce gândul, acum suntem... acest studio se află chiar în preajma scoarului de lângă primărie, de unde au dispărut mulți copaci și au apărut foarte mult pavaj. Și recent am fost la Botanică, unde am descoperit încă un parc care are aceeași soartă și am înțeles că orașul nostru se împânzește cu parcuri pline de pavaj, în care așa, te miri câte un copac așa apare frumos, deci el cumva este pus în valoare, fiecare copac se vede bine. Dar, în schimb, suntem lipsiți de tot ce înseamnă verdeață pe împrejur, da? Pentru că totul devine pavaj, totul devine beton. Da. Și sur și fără verde. Construcții, construirea densă a clădirilor creează aceste insule de căldură. De ce, din punct de vedere de planificare urbanistică, noi tot trebuie să gândim despre acest element, cum să adaptăm la schimbările climatice, cum să facem așa ca să reducem temperatura aerului în orașul nostru. Dar pentru asta noi iarăși vorbim despre inverzirea, despre altă abordare când planificăm așa. Deci nu mai suntem chiar cel mai verde oraș, așa cum este mitul, dar Leuven ne întrece cu mult și avem să cetinde, așa să înțelegem. Da, și noi suntem deschiși pentru cooperare la acest capitol și mai ales cu primăria Chișinău, care tot este semnatar a Convenției Primarilor. Este un semnatar activ sau un semnatar pasiv? Este semnatar pasiv. Adică nu și-a îndeplinit obligațiunile. Da, pasiv, dar noi sperăm că primăria în curând o să începe cu elaborarea planului de acțiuni. Dar vreau să vă spun că orașele mari, ei, în orice caz, au capacități mai mari pentru atragerea investițiilor și pentru implementarea măsurilor. Dar totuși vreau să spun că este foarte important și din punct de vedere de prestij să fii parte a acestei acțiuni. Pentru că așa orașe ca Berlin, Londra, Copenhagen, ei sunt parte a Convenției Primarilor și noi trebuie să învățăm și să urmăm exemplu. Să urmărim exemplu. Vreau să spun, Irina, că iată ne salută mai multă lume și Vasile Frecăuțan ne scrie că este foarte interesant ceea ce discutăm. Ne bucurăm foarte mult și avem o întrebare pe care a venit anterior la anunțul despre live-ul nostru. Întrebarea se referă la Chișinău, pentru că am vorbit despre Chișinău. Iată, Teodor Covrig ne întreabă despre acest proiect nou care îl propune acum primăria. Este vorba de anunțat primăria municipiului Chișinău, a anunțat că oferă bani pentru tot felul de proiecte, da? Însă nu și pentru proiecte de eficientizare energetică. Și iată, aici întrebarea este cum poate fi impus Chișinăul, întrebarea este mai lungă, dar
Dacă ar putea fi impus Chișinău sau cumva să implementeze mai multe proiecte de eficiență energetică, da? Sau dat fiind că iată scrie aici Teodor Covric, că înțeleg primarul poate că este impus să consume de ruși, să consume mai multă electricitate, direcționând astfel banii, eu citesc cum este aici, a Transnistriei, însă există oare inițiativă din partea unor asemenea ONG-uri către guvernanți ca primarul Chișinăului să fie impus cumva să implementeze mai multe proiecte de eficientizare energetică, de exemplu pe panouri fotovoltaice montate pe acoperișurile tuturor blocurilor din capitală, sunt sigur că ar putea acoperi toate cheltuielile pentru electricitatea consumată în scări și ascensoare. De exemplu, așa ne spune Teodor. Da, eu m-am grăbit și am deschis link-ul pe care Teodor l-a plasat și aici scrie așa, un criteriu important este, așa, inițiativele acceptate în acest an spre finanțare vizează următoarele domenii. Infrastructura urbană, amenajarea, reabilitarea spațiilor publice, precum zone pietonale, scoaruri, spații verzi, etc. Deci, cumva, ar fi niște tangențe cu ecologia. Mobilitate urbană, accesibilitate, siguranță, circulație rutieră, infrastructura culturală și socială, orașe inteligente, orașe verzi durabile, democrație locală, educație, tineret și sport, dimensiune, diseminarea, monitorizarea activității autorităților administrației publice locale. Iată, Irina, eficientizarea energetică, dacă cunoști acest program, dacă el este sau care ar fi sugestiile tale către, de exemplu, primărie pentru a trece la asemenea măsuri? Eu vreau să spun că eu văd că foarte multe, că primăria municipiul Chișinău, într-adevăr, se ocupă cu proiecte de eficiență energetică. Noi am putut să vedem mai multe clădiri publice care au fost termoizolate și vorbim despre licee, da, am impresia că am observat. Da? De copii. Așa. Și acum se pornește un nou program pentru eficientizarea spitalelor. Dar și pentru asta e sprijinul donatorilor, bănuiesc, așa, donatorilor europeni și altor donatori. Vedem cum se dezvoltă acest lucru în domeniul transportului și avem acum mai multe troleibuse, da, cu utilizarea energiei electrice. Acum este pe plan utilizarea surselor energiei regenerabile și vorbesc despre surse de energie solară cu instalarea panourilor fotovoltaice la toate acoperișele a instituțiilor publice din municipiul Chișinău. Uh-huh. Și aici iarăși probabil că e vorba de niște donatori, da? De donatori europeni sau nu? Nu sau nu ai detalii nu încă? Nu am detalii, nu pot să spun, dar asta este în vizoriu primăriei Chișinău și noi sperăm că vor fi folosite și diversificate surse de energie din toate punctele de vedere. Uh-huh. Eu vreau să spun că noi am avut o experiență foarte bună în colaborare cu primării în ceea ce privește utilizarea contractelor, contracte de performanță energetică. Așa se numește. Asta este un tip nou de contract și ideea este că valoarea investițiilor, da, vorbim despre echipamente sau serviciile care sunt utilizate pentru anumite măsuri, este recuperată din contul economisiilor de energie sau din contul energiei produse ca rezultat a acestor măsuri. De exemplu, cu sprijinul Alianței pentru Eficiență Energetică și fonduri PNUD-ului, noi am realizat un proiect în comuna Grătăiești care a prevăzut modernizarea iluminatului interiorul gimnaziului. Deci au schimbat lămpile vechi, nu am schimbat lămpile vechi, în lămpile mai eficiente, lămpi LED. Și asta a fost făcut prin contractul de
performanța energetică. Acest proiect a fost inițiat 2 ani în urmă și acum instituția publică recupereze, rambursează aceste investiții în tranșe fiecare an deja din economisiri care are ca rezultat. Și deci ceea ce este foarte convenabil pentru instituții publice, care, de exemplu, nu au deodată o sumă semnificativă pentru modernizarea sau implementarea măsurilor de eficiență energetică sau pentru instalarea panourilor fotovoltaice sau pentru iluminat interior. Vreau să spun că modernizarea iluminatului interior este măsură care se recuperează foarte în scurt timp. Cea mai eficient, da, cea mai repede. Cea mai eficientă, pentru că aduce la reducere de energie până 30-50%. Mai sunt ceva întrebări pe live? Da. Da? Este o întrebare, da, tot legat de orașul Chișinău, că cineva zice că mie mi-ar plăcea să trăiesc într-un oraș în care prioritatea au bicicliștii și transportul public, ai ales în zona centru. Cât de real ar fi să implementăm la noi așa regulament? Care ar fi pașii pentru un oraș care deja face parte din Convenția Primarilor? Bună întrebare! Voință, poate, că nu știu cine ar încurca. Totul începe de la voință politică și de la elaborarea planului urbanistic zonal. Deci, în primul rând, oraș trebuie ce dorește să fie, să definească, să aibă o viziune de dezvoltare. Să aibă viziune. Ce facem? Atragem mai mulți turiști, să dăm prioritatea la bicicliști, la bietonali. Da. Deci asta se face în primul rând prin elaborarea strategiei. Da? Și dacă noi vorbim despre zonele pentru bicicliști, noi vorbim despre strategie în domeniul transportului. Și desigur sunt metodologii cum facem aceste zone, cu care viteză, cum construim aceste bicycle lanes, linii pentru bicicliști și mai departe. Și eu vreau să spun că Convenția Primarilor vine cu diferite programe de asistență tehnică pentru elaborarea așa fel de strategii. Deci asta este un program de finanțare, unde voi puteți să apelați, să depuneți o cerere de finanțare pentru elaborarea propunerii de proiect care ulterior va fi inițiat deja la o instituție financiară sau chiar la primărie. Și ceea ce e interesant, nu numai autoritatea publică locală poate o a înainta așa aplicația, da? Dar și o altă organizație interesantă. Da, de exemplu, Alianța Biciclete Chișinău. Da, de exemplu, Alianța, foarte activă. Numai cu autorizarea primăriei, da? Dacă ea poate dobândește acest document, da, de cooperare, atunci ea poate să depune o cerere. Dacă cineva este interesat în folosirea acestei oportunități, puteți să găsiți toată informația pe pagina Facebook a Alianței pentru Eficiență Energetică, AER Media, unde sunt link-uri pentru aceste programe. Este un subiect pe care noi n-am apucat să-l discutăm, dar după mine este foarte important, este implicarea cetățenilor. Da, dacă ieșim acum din
discuția despre primari, primării, cum pot contribui cetățenii pentru o Moldovă mai eficientă energetic. Da? Pentru că noi, de exemplu, avem experiența cu Școala Verde pe care voi ați creat-o. Este vorba de mai multe școli în Republica Moldova care au creat anumite grupuri de copii care se ocupă în localitate și în școală cu anumite activități ecologice, inclusiv legate de eficiență energetică. Fiecare școală, câte școli sunt? 12? 12 școli au câte un kit, deci cu tehnică care măsoară diverse parametri, da? Nivelul de CO2, de care temperatură și așa mai departe. Povestiți, vă rog, despre cum elevii, cum cetățenii se implică în Republica Moldova pentru a o face mai eficient energetic, pentru că țara asta nu este doar statul, nu este doar primăria, suntem noi cu toții. Mulțumesc, Cătălina, este foarte bună întrebare și mie îmi place pentru că eu reprezint Asociația Obștească și tot și lucrul cu cetățenii. Da, societatea civilă și noi ne implicăm în proiecte cu autoritățile publice locale. Noi venim și propunem dacă ei doresc să facă un anumit proiect și de obicei ei sunt foarte deschiși pentru că noi știm care este problema cu primăriile noastre. Nu au capacități, nu au surse umane, nu au finanțare și mai departe. Și aici societatea civilă este forța a patra care poate să vină și ajuta în implementarea proiectelor. Și eu am văzut foarte multe exemple și noi am fost implicați în așa programe de abilitare a cetățenilor, unde am avut rezultate remarcabile. Deci totul cred că se începe de la transparența autorităților publice locale, da? Dacă ei în mod regular informează publicul despre activitățile lor, despre elaborare și implică cetățenii în consultări publice la diferite activități, fie asta o elaborare planului de acțiuni sau o implementare unui anumit proiect, asta se contribuie deja la dezvoltarea și implementarea proiectelor. Eu recent am vorbit cu doamna primar din orașul Strășeni și ea mi-a spus că ei sunt în proces de elaborare a unui plan de acțiuni pentru energie și climă și ei au avut consultări publice cu cetățeni, cu experți din comunitate pentru elaborarea acestui plan. Sau, de exemplu, sunt exemple când primăria organizează o platformă pentru discuții, da? Și unde cere propuneri din partea cetățenilor ce ei doresc să vadă în orașul lor, ce activități, da? Doriți să facem un parc sau utilizăm mai multe surse de energie regenerabile. Și atunci cetățenii, de exemplu, desigur implică în acest proces mai activ. Da, da? Apare cererea, apare o influențare a deciziilor, da, la nivel total local. Depinde, da, de sus. De jos în sus și invers. Dacă vorbim despre școli și instituții publice, asta este tot un factor de decizie foarte puternic. Că noi, eu am observat că avem foarte multe primării mici și asta cred că este specificul Republicii Moldova, unde primarii foarte intens cooperează cu instituții educaționale, da? Și
Administratorii acestor instituții, ei vin în ajutorul primăriei și noi vedem cum se organizează zilele energiei în acest context, da? Și primărie împreună cu instituția educațională fac diferite activități de sensibilizare a publicului sau implementarea măsurilor care va da chiar și la nivel de... sau creează stimulente pentru implicarea elevilor, părinților, comunității școlare în anumite procese. Și noi am văzut cum asta a lucrat în cadrul programului cu școlile verde, da, când toată comunitatea școlară a fost implicată în proces de evaluare a situației curente din punct de vedere de eficiență energetică sau de înverzirea școlii sau cu managementul deșeurilor, mm-hmm. cum ei au venit cu propuneri de îmbunătățire a situației, cum ei au fost în căutare de surselor de finanțare pentru implementarea acestor măsuri care au fost identificate și mai mult. Și noi putem să vedem cum aceste elevi, da, acum devin experți. Viitorii auditori energetici. Da. Apropo, elevii școlii verzi s-au implicat și în această campanie ecologic-economic. Au mers în 80 de gospodării din Republica Moldova cu această valiză cu tehnică și au făcut evaluarea locuințelor energetică și au povestit familiilor despre cum pot să-și eficientizeze locuințele. Le-au măsurat, au explicat, au demonstrat, au spus ce pot să facă și pe noi ne-a uimit foarte mult. Pentru că, mă rog, probabil deja suntem... Cam reticenți față de tineri. Noi de obicei îi vedem așa cu căștile în urechi și gândindu-se la altceva, Și am fost profund impresionați de cât de tare s-au implicat, deci cu cât atitudine s-au implicat, cât de activ. Deci chiar dacă era cumva, estimam vreo 10 gospodării per localitate, ei nu s-au oprit, noi vrem să mergem la mai multe. Deci efectiv ne-au demonstrat că, de fapt, generația care, tânăra generație, este într-adevăr cu perspectivă și putem conta pe ea. Deci, cumva, foarte... Ne-a impresionat și ne-a entuziasmat. Și, și ne bucurăm că, iată, am reușit împreună să creăm aceste echipe verzi într-un proiect anterior unde Alianța a fost lider și a ghidat acești copii să acumuleze experiență și noi acum ne-am putut bucura în comunități de implicarea lor. Da. Și cred că este un lucru foarte important. Sunt viitorii, investiția în tineri. Exact, sunt viitorii oameni care vor scrie proiecte, care vor crea cererea în localitate, care vor deveni primari, care vor. Dar eu cred că totul vine de la cerere. Deci la început a fost cuvântul, da? Deci absolut, la început este cererea. Și atunci când este cererea, apar și programe politice care trebuie să răspundă cererii și așa mai departe. Și eu tot am fost impresionată de continuare, da, de efortul vostru care voi faceți acum, ați preluat această inițiativă cu școlile verzi și eu văd rezonanța deja la nivel național și interes că mai multe școli din Republica vor aderă la această rețeauă școlilor verzi. Chiar am avut niște apeluri de la România, de la prietenii noștri care toți s-au interesat și ei vor participa în acest proiect. Deci eu cred că potențialul este foarte mare și fiecare școală trebuie să aibă așa un curs, da, asta poate fi desigur ca un curs opțional, pentru management energetic. Așa sau cum voi aveți și la Cantemir, aparte de școala verde. Școlii sau alte. Deci vreau să spun că așa programe sunt scrise și sunt încadrate în curriculum școlar.
Da, este un curs opțional și nu fiecare școală alege să implementeze acest curs. Da, pentru că trebuie să fie și un profesor care să știe, să vorbească despre asta, să fie instruit în domeniu. Da, eu sper dacă guvernul o să implice mai mult în acest proces și vorbesc despre Ministerul Educației, atunci cred că acest proces o să fie și mai intens. Pentru că totul se începe de la educație, de la mic la mare. Noi am văzut cum noi am făcut această sensibilizare a copiilor în proiectele noastre, începând de la grădinițele de copii până clasa 12 în licee, și ei au fost foarte interesați și implicați cu asta. Mulțumim foarte mult, Irina. Noi, așa, la taclale, la vorbe bune și la povestit istorii foarte frumoase, impresionante despre tot ce fac localitățile noastre active în Convenția Primarilor, stăm și povestim de peste o oră. De aceea propunem ca să închidem acest live. Mulțumim celor care au fost alături de noi în 4 ediții. Așa, Cătălina, mai continuăm? Mai continuăm dacă, cum spune bunica mea, să trăiești cât trebuiești. Dacă mai trebuie, da? Dacă se cere să mai facem. Dacă mai aveți anumite întrebări, dacă vreți să vă consultați, dacă vreți să știți cum puteți să contribuiți sau ce fel de proiecte să scrieți sau cum se face o aderare la această convenție, nu vă fusticiți, scrieți în comentarii, scrieți-ne în privat, noi suntem deschiși, doamna Plis la fel, și continuăm comunicarea după această emisiune. Da, noi acest live l-am... l-am realizat ca parte a unei campanii mai ample, un live ecologic-economic cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova, dar ca parte a unei campanii mai mari, realizată cu sprijinul și implicarea experților din diferite organizații neguvernamentale. Vorbesc aici de Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile, Green City Lab Moldova, Renașterea Rurală, Centrul Național de Mediu, Ecovizio, Biotica, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Cu toți experții s-au implicat în această campanie ecologic-economic, în care noi v-am adus materiale despre cum să fim mai eficienți energetic în locuințele noastre, cum să economisim sursele de energie termică, electrică, și cum să fim mai prieteni cu natura, să păstrăm pădurile noastre întregi, pentru că, așa cum am spus, cu cât mai eficiente vor fi casele noastre, cu atât mai mulți copaci vor rămâne în pădure și ne vor bucura. Următorul material care o să fie pe ecologic-economic o să fie despre cum să facem focul corect în sobă, astfel încât în loc de 9 metri steri să utilizăm 5. De exemplu. Da. Da. Deci vă invităm să fiți în continuare alături de noi, să urmăriți platformele noastre, platforma pe social media, pe Facebook, Ecologic Economic, de asemenea Ecopresa, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic și paginile partenerilor noștri, inclusiv, iată, Irina, astăzi pagina Convenției Primarilor pentru Climă și Energie Durabilă și Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile. Vă urăm o seară frumoasă în continuare și fiți alături de noi. Vă mulțumim. Seara bună. Seara bună.